Iată, la un alt film. Acum, toată lumea cu colonii puternice, da? Mai sunt și micuți, care au trecut de iarnă, dar ei sunt micuți. Și ce facem cu ei? Trebuie să-i facem mari și pe ei, nu? Acum că vor fi mari numai luna viitoare, asta este, dar vor fi și ei mari. Nu putem acum ce îl omorâm, ce facem cu el? Îi dăm o matcă, ce facem cu el? E matcă tânără de anul trecut, doar că e mai micuț. Nu-i ca acela pe o ramă, e o colonie mai micuță. Bun. Și ce vom face? Prima dată verificăm puietul la ea. Prima dată vom verifica puietul. La el nu colectăm nici polen, nu facem nimic, el doar este, doar există. Dar va face și el treabă în caz de nevoie, vom vedea peste o lună, așa, cum se va dezvolta. Lucrează și el, aduce polen, a ouat foarte bine, de o matcă tânără depune foarte bine puiet. Dar indiferent cât e matca de bună, dacă nu are populație, n-are săracul ce să facă. Ce să facă săracul? N-are ce să face. El nici nu zboară foarte departe după hrană. El e mai micuț așa. E mai micuț. Și stați liniștit că sunt destule persoane care au astfel de colonii mărunte. Avem o matcă roșie la ea, deci și mai încântător, fiindcă sigur va exploda această colonie, adică va crește, va rupe, va ajunge să trebuiască să-l izolez. A trebuit să izolez matca, dar mai încolo, nu? Când va crește. Aproximativ 7 colonii necesită izolare azi. Iată, are puiet și aici. Arată bine încă. Are bine puiet, nu e o problemă. Nu puietul este problema lui. Problema lui sărac este că a avut populație puțină, a ținut tot frigul, n-a dat înainte, n-a putut să dea înainte și acum, cum o să dea căldura, el o să dea înainte, nu-i problemă. Iată așa. Mă, tot uite ce are băgat acolo. Că a adus un pic de nectar ăsta, fiind așa mic. Nu știu de unde, că turta de deasupra nu mai are. Bun. Acum acest puiet trebuie îngrădit și nu știu, după ce va ieși și puietul ăla, va ocupa bine ramele. Pentru început, la această mică colonie trebuie rame mai închise la culoare. Aceasta era ramale după diafragmă. O zdrelim un pic, nu foarte tare. Doar cât să fie pornită rama. O stropim un pic cu soluția minună. Băgăm un pic în ramă.
Deci ăștia mici trebuie avut grijă, dacă vrei să iai, dacă nu, o să-i unești, să omori o matcă și ai terminat. De-au fiindcă anul acesta nu vreau să fac înmulțire, nu am în plan așa ceva, atunci îi voi îngriji și pe ăștia micuți. Ai putea să aduci de la ea mar puiet, poți să faci multe lucruri, dar eu aleg varianta aceasta. Varianta de a le crește treptat. Nu-l forțăm, nu-i facem nimic. Doar mâncare. Și ce o să-și aducă el de acum încolo? Că... Asta e rama, cu miere, iată așa arată, o va primi. O lucrare simplă pentru cei mărunți. Acum, ce că nu stupinile astea unde mai e câte unul din ăsta mic, ci că spraf, te joci, nu te joci, sunt tot albine. Și ea tot albine este, aceeași ființă ca și într-un stup mare. Acum ce să-i faci dacă e mai micuț? Bun. Atâta îi facem. O să crească și el mare, nu-i problemă. Punem diafragma. Îl acoperim și să crească. Și să crească că are timp. Suntem abia în 20 și ceva aprilie. Nu știu exact data, de aceea zic așa. Foarte bine. Așa o să-l ajutăm și pe la care-i pe o ramă, o să ajungem și la el, nu știu dacă azi, de acolo, de acolo, așa, cam atât, putem să-i ajutăm și pe ea mici.